scările care fac legătura dintre străzile Georgenescu și Constantin Brâncuș, cunoscute hunedorenilor drept scările de la BCR, au fost reparate de către angajații societății comerciale Saluprest Hunedoara. Persoanele care le folosesc pentru a ajunge de la spital în zona centrală a municipiului nostru beneficiază acum și de o balustradă care face urcarea și coborârea scărilor mai ușoară, în special pentru cei vârstnici. Și alte scări au fost reparate de către echipele Saluprest, printre acestea, cele care duc de la Parcul Tineretului la sediul Poliției Municipiului Hunedoara. Și aici a fost montată o balustradă pe toată lungimea scărilor. Pe lângă lucrările ample care se desfășoară în municipiul Hunedoara, vorbim despre asfaltări, reabilitări de blocuri, construcții, renovări. Înfrumusețarea orașului este prioritatea noastră. Cu aceste lucrări mici, dar importante, ne dorim să îmbunătățim viața locuitorilor din municipiul Hunedoara.